Clipe de coșmar pentru doi muncitori care spălau geamurile celor mai înalte zgârie nord din Viena. Agenții de curățenie au rămas blocați ore în șir pe o platformă la 144 de metri înălțime. Cei doi spălau geamurile celei mai înalte clădiri din Viena când au rămas suspendați. Platforma pe care se aflau muncitorii s-a înclinat periculos după ce unul dintre cablurile de susținere s-a rupt. Pompierii au sărit în ajutorul lor și au reușit să-i aducă la sol în siguranță. Unul dintre ei se afla în stare de șoc. Clădirea imensă este situată lângă Dunăre, în capitala Austriei, care are 220 de metri înălțime și 60 de etaje, fiind cea mai înaltă din oraș.